Astăzi vom testa 100 de invenții interzise de pe Amazon, iar prima spune că ăsta este un chibrit care ce că nu se stinge, iar în timp ce el arde, Iulie o să țină pe unul ăsta spre el să vedem dacă se stinge. Stai! Mamă, bă, ești nebun la cap! Uitați-vă, fac și cu gura, da? Bă, nu se stinge, orice ai face, îl călcăm și el tot ia foc, ești nebun, iau... Băi, nu se poate așa ceva! E incredibilă invenția, dar hai să curățăm chestia asta, că vede mama Mițan. Această invenție trage cu pânză fix cum dă Spider-Man în film. Ia uitați, bam! Și după apăsați pe butonul ăsta și totul revine aici înapoi. Ia fiți atenți, avem paharele astea? Bum! Aia e, bă, tată! Prea tare invenția asta, dar hai să continuăm. Geamurile de la mașină se spar foarte greu până și cu ciocanul sau cu ranga, dar acest mini ciocanel de pe Amazon ce că face minuni. Ia mă, 3, 2, 1 și... Mamă, bă! Bă, băiatule, cum s-a dus instant, ia! Din primă, bă! Bă, ia uitați-vă cum a intrat peste aici și acum doar trebuie să împingi așa, ești de bun? Wow! Ăsta chiar e eficient să-l ai prin mașină în caz că, Doamne ferește, trebuie să ieși cumva de urgență. Bam, dai odată și aia a fost. Hai să continuăm, stai tare. Următoarea invenție este acești papuși cu cuie și hai să vedem dacă putem să mergem cu ei. Cu piciorul aici, mă ridic! Mamă! Mamă, mamă, uite cum găurește mâncața și gura ta asta. Haide! Capul. Mamă, ușor, băiatule, băi. Dar de fapt cu ăștia nu trebuie să mergi pe tare, trebuie să mergi pe gazon pentru că trebuie să aerezi gazon. Ia uita stat, să vedeți ce gazon am eu la anul. Hai să continuăm. Ăștia sunt 10 dolari care cică se pot mânca. Hai să vedem, luăm o gură. Toți, toți. Bă. Bagă-l pe tot. Bă! E tare? Ce să-mi ești ca așa, girl? E marșipan din ăla care se pune pe tort. Tot, 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 tot. Haide, să se ducă tot. Invenția e tare că se poate mânca. Dar nu e bun. Hai să continuăm, mai prea multe fițe. Asta e cea mai ciudată invenție, face spălatul pe dinți mai amuzant, cică, pentru că iese pe aici pasta de dinți, ia uitați-vă. Băi, bă, băiatule, bă, cine a inventat? Ah, mamă, ce monstru ochii de la pasta asta. Dar cine a inventat așa ceva, Doamne? Asta că mi-am dat și pe aparat, nu e bine. Ah, hai să continuăm. Următoarea invenție este această bobina lui Tesla, care uitați-vă cum face de data ce îi dau drumul. Mama mea, ce să bă, mâncați mini fulgere. Băi, mini fulgere, băi, mițule, ai grijă să nu explodeze casa, bă. Bă, bă, bă. Acum o să punem o bucată de banană pe ea, ia fiți atenți aici. Joacă-o pe asta. Băi, ești nebun. Doamne, scoate, scoate. Și avem și becul ăsta care nu e conectat literalmente nicăieri, dar fiți atenți cum reacționează în preajma ăsteia. Ia, bam. Ia, îmi punem aici. Bă, 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 prinde, bă. Băi, cum intră curentul în ele, ești nebun la cap. Doamne, invenția chiar e super tare. Hai să continuăm. O invenție din film este acest costum verde care face pe toată lumea să devină invizibil instant. Cam așa stă treaba, nu mai este nimeni lângă mine. A dispărut. Bă, bă, zbară subscribe-ul. Mamă, zbară subscribe-ul, what the fuck? Bă, vine umor spre mine. Bă, 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 vine umor spre mine, mănânc. Care bun. Doamne, chiar e tăi invenția asta, face să zboare lucruri prin casă. Următoarea invenție e că atunci când mergi pe stradă, la probă poți să ai o piatră de genul în care îți poți ascunde cheia de la casă. Tată, și o camuflezi perfect aici în spate, frumos, bam. Ai pus asta așa, ai lăsat-o pe aici, o mai acoperi așa un pic la țăcăneală, da? Cine-și dă seama că acolo e cheia, mă? Nu-și de nimeni seama. Hai să trecem la următoarea invenție. Ăștia sunt niște papuși care fac masaj și literalmente atunci când ți-l pui în picior, ci că te doare talpa, dar totodată ți-o și detensionează. Ia, mă, să vedem și noi, iar aruncăm aici, băgăm picioarele în ei, lipim și papucul ăsta aici și hai să facem primul pas. 3, 2, 1... Aaaa, bă! Bă, băiatule! Sar! Să sar? Da! No! Sar. 3, 2, 1 și... Oh! Mamă, băi, simți până în creier, din talpă de aici până în creier. Incredibil, bă, băiatule. Simt tensiunea din talpă la propriu, dar totodată parcă simți și talpa mai bine. Ești de bun? Hai să continuăm cu următoarea invenție, chiar tare. Asta este o mini arbaletă pe care foarte mulți copii o consideră inofensivă, dar de fapt cu săgeata asta poți să faci foarte multe chestii periculoase. Spre exemplu, să vedeți cum dau eu la pomelă ăla acum. Ia fiți atenți. Oh! Bă, băiatule, bă, mama mea. Fix deasupra sprâncenii, de abate băgam în ochi. Deci chestia asta poate să fie super periculoasă, fraților, a intrat torpilă în el. Hai să mergem la următoarea invenție, care sper să nu fie așa periculoasă. Ăsta este cel mai puternic filtru de apă existent și că filtrează până și cele mai murdare ape, cum o am eu aici pe asta. Și hai să vedem dacă chiar e adevărat. Tata, o să punem în paharul ăsta. Curge foarte ce brâcă durează până când se procesează. Dar uitați-vă, bă, e cristal apa. Și uitați-vă sus cum arată de fapt apa. Nu-mi vine să cred așa ceva. Așteptăm să se umple mai mult ca să vedeți cum se duce lichidul din sticla asta de aici, iar după o să bem. Am așteptat o mulțime să se scurgă picătură cu picătură, fiindcă în apă era foarte mult pământ care bloca filtrele, dar după ceva timp treaba stătea așa. Cam așa arată situația, deja nu mai pot de mână, uitați-vă cât de mult din apă s-a dus din sticla asta, da? Hai să o gustăm. Sincer, n-are niciun miros. Haide, mă, să o gustăm totuși.
Am înghițit absolut tot. Aoleu, parcă are un pic gust așa de pământ. Dar 100% îți poate salva viața chestia asta, frații mei. Bă, cum mă să filtreze așa de bine? E bun, Lifestro se numește, recomand. Hai să continuăm. Asta este un recipient în care poți pune cartofii și se poate băga în cup holder aici la mașină foarte ușor. Uitați-vă cât de bine se potrivește. Iar acesta este sosul pe care o să-l punem fix de chestia asta de unde este aer. La perfecție a intrat. Și în timp ce merge și dacă vă ieși și puțin foame, luați un cartof de aici, băgați în sos și vreau să îngură. Invenția asta chiar e tare, dar trebuie să fiți atenți la drum când conduceți. Ăsta este un pistol care zice că poate să tragă cu șampanie până la 10 metri. Ia mă, că eu nu cred asta. Băgăm pistolul în sticlă, apăsăm pe ăsta, am băgat tot ce trebuie aici, agităm un pic, întoarcem sticla și ia. Mamă, cât se duce, ești nebun la cap, nu vine să cred. Ia vino mă, Barbie, că mi-e poftă, poate mi-mirește în gură, ia. Hai, cască gura. Haide. Bă, mă băbuț în ochii. Invenția e mișto așa cât de cât. Ce băbuț în ochii. Hai să continuăm. Ăsta este un șor de baie care se dizolvă în apă și este interzis din cauza faptului că foarte multă lume era princuită la piscină și rămâneau fără nimic pe ei în apă. Așa că hai să testăm și noi dacă e chiar reală chestia asta, dacă chiar se dizolvă ea. Ne-am echipat și hai să intrăm, tată. Mama mea, bă, deci au un material foarte mișto. Adică gen chiar nu-ți dai seama. Sunt foarte curios să văd cum o să stea treaba în câteva minute totuși. M-am întins și m-am relaxat pe acolo, iar după ceva timp se întâmplă asta. Băieți, stau de vreo 10 minute, uitați-vă cum se rupe, cât de ușor se rupe toată treaba. Bă, băiatule, uite cum se rupe totul, trage așa un pic de el și s-a rupt instant. Uitați-vă cum se rupe, până și plasa asta s-a rupt toată și s-a fărămițat toată, s-a dizolvat toată. Și uitați-vă, literalmente a rămas doar șiretul, uitați-vă la șiret. Cam așa stă treaba, mai am doar elasticul ăsta de la el, atât a mai rămas pe mine. Bine că e interzis produsul ăsta, frații mei, că e podul de pe lume, bă. Următoarea invenție e mai mult antistres pentru cei cărora le place să stoarcă coșuri, tată. Ia fiți atenți cum stor coșul ăsta. Cât a ieșit, ești nebun? Vai de capul meu. Ia și tu. Mamă, cum iese, bă. Vai de capul meu. Buroi de la așa e, bă, e dezgustător. Și e mai mult enervantă chestia asta decât destresantă. Deci, hai să continuăm, că nu e prea scârboasă asta. Ăsta este un săpun de metal, după cum se poate auzi. Eu tocmai ce-am tăiat această ceapă cu care m-am mânjit rău de tot pe mâini și cu care mă mai dau încă o dată. Și ci că indiferent de cât de mult îți miroase mâna după, dacă te dai cu un săpun de asta de metal, ți se duce tot mirosul. Ia să vedem, tată. Mamă, cum a absorbit toată seama aia de ceapă, ești nebun la cap? Ne dăm bine rău de tot cu ambii săpuni. Ați văzut, săpunul lichid nu e foarte eficient, încă îți rămâne mirosul și ăsta, ia. Dăm și cu puțină apă. Momentul adevărului. Barbie, bă, what the fuck? Dar nimeni mai miroase mâna. Miroase așa totul foarte, a niciun miros gen. Da, bă, chiar nu credeam că o să meargă. What, a scos fiecare particulă de miros, de ceapă. Ia mirosește, Iulica. Nu miroase nimic. Invenția chiar e super, hai să continuăm. Următoarea invenție este un fix biluțele alea din nou Kinder, trebuie să le știți neapărat. Și noi le avem aici sub formă de chocobons luate din afară, din străinătate. Am gura apă, uitați-vă cum arată chestiuța asta. Și nu vine să crezi ce invenție au făcut nebunii, vă, și au dat seama că sunt prea bune chestiile alea și le-au făcut separat. Hai să vedem ce gust au așa separat, fără ou. Mamă. Stai. Uitați-vă cum arată treaba la mijloc acolo, toată ei. Bă, e incredibil. Vezi tu? Da. Mă glumesc. Hai să continuăm următoarea invenție, scuze. Chestia asta nu este un pistolaș, este de fapt o brichetă. Și hai să vedem dacă puteți să dăm foc la această lumânare. Ia-mă, ia. Băi, cea mai tare brichetă existentă, ești de bun. Hai să stingem asta, că mă duc repede să intru cu copiii de la Traia Academy Dobroiești. Noi continuăm clip aici. Acesta este un dispozitiv de masaj capilar și ce că tot timpul când ți se face masaj cu el, ți se face pielea de găină. Aoleu, mamă! Mamă, cum se simte, ești nebun? Prea tare, mie îmi place maxim masajul capilar și când simt așa, mai prea tare. Voi cam atât și cu vlogul ăsta, nu uitați să dați click pe butonul de subscribe și pe butonul de like. Totodată vă aștept la Traia Academy, cea mai top academie de not din România, așa că ce să mai zic, v-am pupat, pa!